Spunea fratele că Domnul de multe ori ne schimbă planurile și trebuie să acceptăm planul lui Dumnezeu cu viața noastră. În dimineața aceasta, cred că planul lui Dumnezeu pentru mine a fost să vă lăsați 10 minute și mulțumesc la urmă. Lăudați să fie Domnul. Trebuie să acceptăm planul Domnului cu viața noastră, nu? Că suntem recunoscători Domnului dimineața aceasta. Eu, în mod personal, pentru că pot să fiu împreună cu dumneavoastră în închinare. Dacă atunci când am plecat din Linți, m-aș fi gândit că o să asist la binecuvântarea lui Sami, a copilului pe care îl aduce la binecuvântare, nu aș fi crezut, dar îi mulțumesc de Dumnezeu care știe El în planul lui să aranjeze toate lucrurile în așa fel. Glorificat să fie numele Domnului. Iubiții Domnului, după câte vedem, Biserica Domnului din Vulcan, putem să o numim o biserică multiculturală. Grecia, America, Spania, Austria, Italia. Dacă acum câțiva ani ne-am fi gândit sau cineva ar fi spus că în viitor Biserica din Vulcan va avea foarte mulți plecați. Ar fi crezut? Am fi crezut că Biserica din Vulcan va avea peste hotarele țării atâți tineri și tinere care sunt plecați. Dar vedeți, așa cum fratele vorbea, toate acestea nu sunt decât planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Mi-aduc aminte eu când am plecat pentru un an în Spania. Pe vremea aceea cântam și făceam evangelizare, mă ocupam de partea otenii, nu aveam ceea ce ne trebuia și am spus, băi, dacă am o posibilitate, am să mă duc eu, să ai posibilitatea să trec în Spania, să mă duc pentru un an, cumpăr o mașină, nu aveam mașină și pe atunci trebuia să sunăm în stânga și în dreapta. Însă planul lui Dumnezeu a fost altul. Nu m-am gândit, atunci am spus, mă duc pentru un an. Însă au trecut de atunci un an plus încă 10. Sunt 11 ani de când am plecat din Vulcan. Și nu pot să spun altceva decât, Doamne, îți mulțumesc de planul pe care l-ai avut cu mine. Și fiecare dintre noi trebuie să acceptăm planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiți Domnul, aș vrea în acest scurt timp pe care îl avem, având în vedere că în mijlocul bisericii este o slujbă de binecuvântare de copii, este o bucurie pentru familie, este o bucurie pentru biserică, de fiecare dată când aducem și prezentăm înaintea bisericii, fiecare, mi-aduc aminte momentul când eu am prezentat înaintea Domnului, întâiul nostru născut, când am prezentat pe Luigi înaintea Domnului. A fost bucurie. Fiecare familie are bucurie. Și pentru că există un moment de bucurie, aș vrea să avem din cuvântul Domnului câteva momente, pentru că am fost provocați de cuvântul Domnului, de predica dinainte, am fost provocați la a accepta planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Haideți să avem acum un cuvânt din partea Domnului din Proverbe, capitolul 22. Nu vă mai invit să vă ridicați pentru că timpul este trecut. Dar aș vrea să avem câteva cuvinte din partea Domnului de învățătură cu privire la binecuvântarea de copii. Pentru că în Biserica Domnului noi nu botezăm copii. Conform cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul Domnului ne învață pe noi să aducem copiii înaintea Domnului la binecuvântare. Copiii sunt botezați doar atunci când cresc, când devin adulți, când devin tineri, când ei pot să mărturisească prin credință că acceptă pe Iisus Hristos ca Domn. De aceea, în bisericile Domnului evanghelice, adventiste, creștine după Evanghelie, baptiste și pentecostale, se practică binecuvântarea copiilor. De aceea, ca să avem un cuvânt în direcția aceasta din cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului din Proverbe, capitolul 22, versetul 6, spune astfel: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va împătrâni, nu se va abate de la ea. Dacă am fost provocat să acceptăm planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, la implicarea noastră, la slujirea noastră, aș vrea acum să avem un cuvânt din partea Domnului cu privire la planul lui Dumnezeu pentru familiile noastre. Pentru ca familiile noastre să fie binecuvântate, este să înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu privire la familie. Și în direcția aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă un gând, un mesaj pe care vreau să-l transmit în dimineața aceasta. Responsabilitatea părinților în relație cu educarea copiilor. Responsabilitatea părinților în relație cu educația copiilor. Vedeți dumneavoastră, noi ca și părinți ne ocupăm de creșterea lor. Mulți dintre noi, tocmai de aceea, am plecat când mi s-a oferit oportunități, am plecat peste portare, pentru că am spus, mergem, dacă aici nu mai avem posibilități, să oferim ceva copiilor noștri, un trai mai bun.
o viață mai ușoară. Am plecat cu gândul acesta dorind să facem ceva mai mult pentru copiii noștri. Cu gândul pe care fiecare dintre cei care suntem plecați în diaspora îl avem în noi, de a oferi copiilor noștri mai mult decât am avut noi. Și este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne binecuvântează să putem oferi copiilor noștri tot ceea ce El ne binecuvântează să le oferim. Însă, mai mult decât acest lucru, în dimineața aceasta cuvântul Domnului ne cheamă să înțelegem care ne este responsabilitatea cu privire la educarea copiilor. Pentru că a crește copilul nu este echivalent cu educația copilului. Mulți dintre noi plecăm peste hotare și România este una din țările cu cei mai mulți copii lăsați acasă pe grija părinților. România este țara cu oamenii care pleacă cel mai mult peste hotare, neglijând educația copiilor, punând pe primul loc creșterea lor din punct de vedere material, îngrijirea lor din punct de vedere material, însă din punct de vedere a caracterului, a educației, părinții care pleacă și care neglijează acest lucru, crezând că și dacă oferim copilului o viață materială mai bună, crezând că și dacă avem o posibilitate mai bună decât noi am avut-o, crezând că și dacă le cumpărăm laptop, dacă le cumpărăm telefon mobil, dacă le cumpărăm jucării, acest lucru îi va determina pe copiii noștri să fie altfel. Iubiții Domnului, este nevoie, ca și părinți, și avem o datorie sfântă, să ne ocupăm de creșterea lor, să le oferim ceea ce le trebuie. Dar mai mult decât atât, cuvântul Domnului dimineața aceasta ne cheamă și ne spune: eu, ca și Tatăl din ceruri, am o responsabilitate pentru voi ca și părinți, atunci când deveniți părinți. Și responsabilitatea aceasta este a mea ca și părinte și este a dumitale ca și părinte. Dincolo de ceea ce putem să le oferim material. Educația este lucrul de care suntem responsabili. Și mai devreme sau mai târziu, educația aceasta pe care o aplicăm copiilor ne va da zâmbet și bucurie, sau lipsa implicării în educația copiilor ne va da tristețe și ne va face să stăm cu capul pe clar. Dar ce binecuvântare este atunci când, ca familie, ca părinte, copiii îți cresc și ei sunt o binecuvântare în casa lui Dumnezeu. Pentru că la momentul potrivit ai știut să le oferi educația necesară ca să crească în casa lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, pentru că noi suntem oameni care ne preocupăm, alergăm de dimineața până în seara, suntem foarte ocupați, aș vrea să vă spun despre o familie la fel de ocupată ca și noi, în care tatăl lucrează de dimineața până în seara la patron și nu prea are timp să se ocupe de copiii lor. Pentru că timpul este relativ egal pentru fiecare, lucrăm de dimineața până în seara. Această familie, într-una din zile, tatăl și-a făcut un pic de timp pe când a venit de la muncă și a spus copilul în parc. În timp ce mergeau înspre parc, fetița bucuroasă că astăzi vine tata cu ei în parc, a luat de tatăl de mână, mergeam în parc și am început să-l întrebe: tată, dar de ce cântă păsările așa de frumos? La care tatăl a spus: nu știu. Fetița a mers mai departe, la un moment dat a văzut o fântână în care erau și pești. Tată, dar uite ce frumos! Dar de ce cresc peștii? De ce stau peștii atât de frumos și zburdă în apa aceea? La care tatăl a spus iară: nu știu. La un moment dat a văzut flori în parc, unde se pune în fiecare parc amenajat frumos. Tată, uite albinele cum vin și se așează pe flori, ce frumos! Tată, dar de ce? La care tatăl iară spune: nu știu. Mama și-a dat seama de momentul acesta tensionat între copil și fetiță și spune: auzi, fetiță dragă, lasă-l pe tata. Tata e obosit, a venit acum de la muncă, n-are timp de tine, e obosit, bucură-te că a venit cu noi în parc. La care el, cumva jenat așa și pentru că soția a spus ceea ce a spus: auzi dragă, lasă copilul să întrebe. Dacă nu întreabă, cum o să învețe? Deci, noi ca și părinți, de fiecare dată, avem timp pentru foarte multe lucruri, suntem preocupați de creșterea lor, din punct de vedere material, avem multe responsabilități în viață, responsabilitatea unui loc de muncă, și nu este ușor. Însă, vreau să vă spun că și Dumnezeu ne cheamă și avem o responsabilitate înaintea Lui, în ne-a educa copiii. Și în dimineața aceasta, întrebarea mea este: cât timp ne facem pentru educația copilului?
cât timp aloc din timpul meu zilnic pentru a-l educa? Faptul că are jucării și laptop și telefon nu va deveni maniera. Cu câteva zile în urmă am întâlnit pe stradă tine care vorbeau la telefon și cineva i-a spus, nu mai fost, i-a spus, îl deranja și a spus, auzi, du-te puțin mai încolo. Tânărul cu telefon de ultima generație la ureche a lăsat telefonul, auzi băi tataie, ia vezi neata de treaba ta. Telefon mobil. Le oferim tot ceea ce au nevoie, însă caracterul lor nu se formează decât în familie. Lăsăm educația pe baza școlilor, școala să se ocupe de copiii noștri, lăsăm educația pe baza bisericii, las că vină la școala duminicală și fac copiii, fac părinți acolo, fac frații la școala duminicală. Iubiților, responsabilitatea de părinți, Cuvântul Domnului spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Cine să-l învețe? Școala duminicală. Școala laică, nu? Păstorul să-l învețe. Cine să-l învețe? Este datoria mea ca și tată. Este datoria ta ca și mamă. Să ne educăm și să ne ocupăm de educația lor. Faptul că le oferim lucruri materiale, asta nu ne garantează că și copiii noștri vor crește manierați, vor crește educați, vor crește cu caracter. Și pentru aceasta, aș vrea să vă spun câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Educarea copiilor, în primul rând, trebuie să fie o educare cu interes. Și trebuie să avem interes față de copiii noștri. Știți că singurul lucru cu care ne prezentăm în cer sunt copiii și familia? Știți că pentru copiii pe care Dumnezeu mi-a dăruit vom da socoteală de modul în care am administrat acest bun dăruit de Dumnezeu? Copiii sunt daruri date de Dumnezeu. Dar ca ei să fie educați, ca ei să fie manierați, ca ei să fie oameni folosiți de Dumnezeu, ca ei să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru viața lor, este nevoie, în primul rând, ca noi, ca și părinți, să ne educăm copiii noștri cu interes. În 2 Împărați, în capitolul 4, la versetul 1, la versetul 7, ne este prezentat un caz de o femeie care a înțeles că educația copiilor trebuie făcută cu interes. Această femeie era văduvă. Soțul acestei femei a fost unul din proroci care a slujit în ceata prorocilor lui Elisei, din școala prorocilor lui Elisei și al lui Ilie. Dar acest bărbat, în timp ce trăia, a luat niște datorii, a luat niște bani împrumut. Nu a mai putut acest om să-și înapoieze banii. Și această femeie a rămas văduvă cu datoriile. Și la un moment dat a venit cel care i-a dăruit banii și i-a spus, auzi, ți-aduci aminte de datoria pe care ți-am dat-o? Da, dar soțul meu a murit, eu sunt fără loc de muncă, eu nu am posibilitățile financiare, nu am cum să-ți mai reîntorc această sumă de bani. Și femeia aceasta a venit înainte acestui om spunându-i, nu mai am alt venit să-ți reîntorc banii și datoria. La care cel ce i-a dăruit banii a spus, dacă nu ai bani, am să te iau pe tine, am să-ți iau copiii și am să merg să-i vând calopi ca să-mi recuperez datoria. Femeia aceasta și-a dat seama că și copiii ei sunt într-un mare pericol. Omul acesta a venit să-și ia banii, ea nu mai având bani să-i returneze datoria. Femeia aceasta s-a văzut nevoită și a fost în pericol. Omul i-a spus, dacă n-ai bani, îți iau copiii, îi duc la târg, îi vând calot și recuperez datoria. Și femeia aceasta și-a dat seama că și copiii ei sunt într-un pericol iminent. S-a dus la omului Dumnezeu și a spus, te rog, fă ceva pentru mine, ajută-mă, copiii mei sunt într-un pericol. Iubiții Domnului, copiii noștri sunt vulnerabili, diavolul vrea să ne fure copiii. Și în dimineața aceasta, Cuvântul Domnului ne cheamă să avem educație pentru copiii noștri cu interes. Care este interesul nostru pentru copiii noștri? Mai mult decât ai le dărui tot ceea ce este necesar pentru lucrurile materiale, mai mult decât bani, mai mult decât tot ceea ce noi le trimitem de afară. Iubiții Domnului, educația copiilor trebuie să poată un loc foarte primordial în viața noastră. Noi trebuie să ne ocupăm de copiii noștri. Trebuie să-i protejăm pe copiii noștri. De ce? Pentru că diavolul vrea să ne fure copiii și noi trebuie să avem interes în educarea copiilor noștri. Și modul în care diavolul ne pune copiii în pericol este prin păgânismul din societate.
Noi suntem plecați. Noi suntem plecați probabil la muncă în străinătate și copiii noștri stau 8, 9, 10 ore la școală, stau 80 ore, mai multe ore stau afară decât cu noi în casă, dacă timpul pe care îl avem și scurt și nici pe acela nu îl alocăm în educarea copiilor noștri. Copiii noștri sunt în pericolul păgânismului din societate. Copiii noștri sunt în pericolul ateismului din școală. Tot mai mult, o țară creștină care trăiește departe de Dumnezeu. O țară creștină păgână în atitudini, în comportament și în relația lor față de Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, Cuvântul Domnului ne cheamă să înțelegem că educația copiilor joacă un rol primordial în viața noastră. Trebuie să-i ferim pe copii de conservatorismul și libertinismul din biserici. Foarte mult, de multe ori se întâmplă ca în bisericile noastre să fie oameni liberali care învață pe copiii noștri tot felul de lucruri care nu sunt după Cuvântul lui Dumnezeu. Sau alții, prea conservatori. N-ai voie cu ceas, n-ai voie cu cravată, n-ai voie cu aia, n-ai voie cu aia. Afară din biserică, lumeștilor! Și în felul acesta, copiii noștri sunt într-un pericol iminent. Cine se ocupă de viitorul copiilor tăi? Orice companie are un om plătit pentru evaluare și își evaluează compania din punct de vedere a eficienței. De viitorul familiei dumitale, cine se ocupă? Trebuie să ne păzim copiii de materialismul din lume, de materialismul din societate, de materialismul din familie. Ce educație va primi copilul tău când pentru tine pe primul loc sunt lucrurile materiale? Ce exemplu dai copiilor tăi când tu îi lași și pleci cu anii și ești departe de ei, nu vezi când merg, nu vezi când cresc? Mi-aduc aminte momentul când eu am plecat. Am plecat și l-am lăsat pe Luigi la o lună. Au mai trecut 10 luni. Au mai trecut un an de zile. Iubiții Domnului, a fost greu. Și mi-am dat seama și îmi dau seama acum că copiii trebuie să crească lângă părinți. Am făcut tot posibilul ca în timpul cel mai scurt să-mi adun familia, să-mi adun copiii, să-i am lângă mine. Pentru că Dumnezeu, atunci când ți-a dăruit copii, ți-a dăruit responsabilitate să-i educi. Educația nu se face prin telefon. Cu toate că îi cumperi telefon frumos și îi cumperi laptop. Faptul că te vede și trimiți salutări din Italia, din Franța, din Spania, din Austria. Aceasta nu implică educația copiilor, chiar dacă le oferi sume de bani. Am spus odată și mi-a plăcut de cineva care a spus: auzi, Gabi, dar o coajă de pâine o am. O împar cu copiii mei. Dacă Domnul îmi dă binecuvântare și pot să ajung într-o țară depărtată, Dumnezeu să mă binecuvânteze să fiu cu familia. Iubiții Domnului, poate sunteți cu ei acasă și vă ocupați prea puțin de educație. Poate primordial joacă alte lucruri în viața dumneavoastră. Știu și ne doare ca și părinți. Ne dorim să aibă tot ceea ce doresc. Însă în dimineața aceasta, Cuvântul Domnului, iubită familie, Dumnezeu va binecuvânta. Probabil aveți posibilități din punctul acesta de vedere, dar nu uitați. Prima responsabilitate, ca și părinți, o aveți în educarea copiilor cu interes. Pentru că copiii noștri sunt într-un pericol iminent. Și dacă noi, ca și părinți, nu ne ocupăm de ei, dacă noi, ca și părinți, nu le oferim educație, dacă noi, ca și părinți, nu îi luăm și ne ducăm genunchi împreună cu ei, dacă noi, ca și părinți, nu ne facem timp de copiii noștri să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu, cine se va ocupa? Școala laică? Cine se va ocupa? Societatea? Colegii? Școala biblică, dar are și ea rostul ei și are și ea timpul necesar pe care l-a luat în creșterea copilului, în educarea lor. Dar aceasta este prea puțin. Nu păstorul, nu școala duminicală, ci dumneata și eu ca și părinte. Dumnezeu ne cheamă în dimineața aceasta. Ar vrea să fiți binecuvântați de Domnul. Părinți dragi, în dimineața aceasta Domnul vă cheamă împreună cu mine să înțelegem că și copiii trebuie crescuți. Dar mai mult decât atât, copiii trebuie educați cu interes. Aveți interes față de copiii voștri. Aș dori ca împreună cu familia mea și copiii mei să moștenesc cerul. Nu mă bucur dacă pot să văd copilul meu un telefon sau un laptop, dacă el crește și departe de Dumnezeu. Dacă el crește și nu-L iubește pe Dumnezeu și nu-L slujește pe Dumnezeu.
Bucuria mea ca și părinte este să-l văd în casa Domnului, să văd un om folosit de Dumnezeu. Aceasta este bucuria mea ca și tată și cred că și a dumneavoastră. Și de prea multe ori am falimentat, de prea multe ori și eu ca și tată și dumneavoastră ca și părinți, am falimentat punând pe primul loc alte lucruri și neglijând educația pe care trebuie să o dăm copiilor noștri. Haideți să ne facem timp. Să nu fie ca în întâmplarea pe care am spus-o. Tatăl care mereu e grăbit, care mereu e ocupat și n-are timp de copii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când au văzut Iisus, acest lucru s-a mâniat și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Apoi, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Lucrul acesta îl vom face în ziua aceasta în casa Domnului. Cred că fratele Chițetul, ca slujitor al Domnului și în calitate de bunic acestui prunc, va face lucrul acesta cu toată dăruirea și se va ruga Domnului cu toată dăruirea ca Domnul să deschide cuvântarea peste acest nepot al lui. Apoi fratele Gabi va ști din cuvântul Domnului din numele capitolul 6, unde este relatat ceea ce trebuie să facem noi ca copilul să primească binecuvântarea. De aceea vă rog să ne ridicăm în picioare prin acești slujitori ai Domnului vom oficia actul de binecuvântare. De acord cu binecuvântarea pe care noi o rostim. Dumnezeu este Cel care dăruiește binecuvântarea, noi o rostim, iar Cel ce dă binecuvântarea este Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Amen. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Ines. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Ines. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ines. Amin. Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel și Eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Aș vrea ca părinții să îngerunchez înaintea Domnului, iar fratele Ghiță va cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste micuțul, peste micuța Ines și Dumnezeu să-i dăruiască binecuvântarea. Ce minunat este, Doamne, înaintea Ta, atunci când ochii noștri văd lucrarea mâinilor Tale. Îți mulțumim pentru această lucrare pe care o faci în această dimineață, în familia mea, Doamne. Te rog frumos să binecuvintez familia lui Same. Amin. Să-l binecuvintez pe el ca tată. Amin. Să aducă tot ce trebuie acestor copii. Amin. Acestei fetițe, Doamne, te rog să-i dăruiești sănătate. Amin. Te rog să-i dăruiești putere de la tine. Amin. Ca atunci când se va face mare să fie o fică care va chema numele Tău, amin. O fică care va cânta spre slava numelui Tău, amin. Și tot ce va face când va fi mare, va fi spre slava numelui Tău. Amin. Domnul meu și Dumnezeul meu, te rog să binecuvântez și pe Ieris, mama acestei fetiță. Doamne, știu că în mâna Ta sunt toate lucrurile, știu că de la Tine vin toate lucrurile. Te rog să o binecuvintezi și pe ea. Amin. Să fie o mamă destoinică între copiii ei. Doamne, să-i dăruiești înțelepciune.
harul, toată binecuvântarea care Domnul a repartat în ziua aceasta peste noi aici, prin fratele Rusu, vom aduce o rugăciune de mulțumire Domnului.